Salutare tuturor și bine ați venit pe canalul O pictură pe zi. Astăzi vreau să pictăm ceva simplu, ceva, n-aș spune chiar abstract, pe acolo, să zic așa, cel puțin cu un mod mai distractiv de a începe, și anume o pădurice multicoloră și reflexia ei în apă. Sper să vă placă picturica de astăzi, nu uitați să vă abonați în caz de n-ați făcut-o, nu uitați să apăsați clopoțelul de notificări dacă vreți să vă anunțe YouTube-ul de fiecare dată când postez, butonașul de like dacă ceea ce fac eu vă place și vreți să continuați să mă susțineți și vreți să continui și eu să postez la interval de 2 zile și de asemenea să distribuiți. Aveți în dreapta culorile pe care le-am folosit, aveți în descriere lista materialelor pe care le folosesc, pictez pe un carton pânzat dimensiune 20x20 cu vopsea acrilică și diluesc cu apă. Pe margine am lipit cu un scotch pentru hârtie care va ține zona aceea neatinsă de vopsea, ca la final doar la o parte și să rămână un fel de ramă. Am pus mai întâi portocaliu galben deschis, galben închis, verde în partea stângă și în partea dreaptă un albastru navy, un albastru ultramarin, un bleu și un mov. Am trasat o liniuță unde să fie linia între apă și sol și în partea de sus am pus alb. Un pic ating în bleu, nu vreau să fie pur alb, pentru că vreau să fie cerul și reflexia cerului în apă, în partea de sus, respectiv partea de jos, total. Intru așa printre copăcei mei care momentan sunt de niște puncte de vopsea. Pensula mai adaug puțin albastru și în partea de jos. Cumva trebuie să fie cam pe acolo tonalitatea. Totdeauna e foarte important să spălăm foarte, foarte, foarte bine pensulele. Recomand să aveți, dacă puteți, două recipiente, unul în care curățați foarte bine pensula și în al doilea în care s-o clătiți de ultimele rămășițe de culoare. Eu acum voi folosi un cutie de pictură, dar dacă nu aveți, puteți foarte ușor cu o pensulă sau cu până la urmă orice obiect care e asemănător unui cutie de pictură, fie o linguriță, fie ceva de genul ăsta, puteți face cumva chestia de genul ăsta, face cumva trecerea aceasta. Vedeți că nu vreau să trec toate culorile peste tot, vreau să amestec culorile cu doar culorile care sunt lângă ele, în vecinătate. Nu vreau să amestec verdele cu roșu din stânga de exemplu. Vreau să rămână cumva fiecare culoare pe zona ei, să zic așa. Chiar dacă se mai ating. Și nu o să fie asta cum o să rămână final, o să mai adaug niște galben, o să mai adaug niște alb în combinație acolo. Mereu încerc să-mi șterg cuțitul când după ce iau culoare și după ce, mai ales după ce pun pe o culoare care nu o vreau sau pun pe altă culoare, schimb culoarea, mereu îmi șterg cuțitul. Mai pun niște alb, cum am spus, și apoi să fac același procedeu și în partea dreaptă, la zona cea albastră. Încerc tot la fel să nu amestec verdele foarte mult, o să vreau să fie o trecere mică și o atingere, dar nu vreau să amestec ca să se încurce și ca să se mocirlească, să zic așa. Vreau să fie delimitate oarecum zonele de culoare mai închisă, mai deschisă, chiar dacă să fie și zone care să se intercaleze cumva. Mai adaug niște alb. E o modalitate bună dacă aveți un curs de pictură să vă jucați cu el și să vedeți ce se exersați, să vedeți cum se aplică vopseaua, cum și ce efecte puteți obține prin diferite mișcări pe care le puteți face. Practic trebuie să învățați și să experimentați singuri, nu e greu și chiar e distractiv de așa drept. Și acum luăm un burețel, eu am luat un burețel de bucătărie, am decupat o bucățică din el și voi tapota, să zic așa, voi apăsa și voi ridica pe nu foarte apăsat, cât să omogenizez cumva, vedeți, culorile cu cele din de pe lângă ele. Întorc buretele când ajung la o altă culoare, nu vreau să plimb tot albul și galbenul sus în roșu și la fel acum nu vreau să plimb roșu în verde. Încercăm să le păstrăm, fiecare să-și păstreze zona, să se intercaleze cumva la margine și să se facă un fel de blending, dar nu ceva foarte dur, ceva așa mai, dar nici foarte soft, ceva între. Și
La fel îți procedăm și în partea cealaltă la albastru. Tot la fel cu altă bucățică de burete. Tot la fel decupată. Încercăm să se păstreze. Nu dăm nici de foarte multe ori ca să nu le omogenizăm prea tare. Pentru că dacă dăm de prea multe ori, se vor omogeniza prea mult și se vor pierde diferențele dintre ele. Este o picturică simplă, o picturică pentru începători, o picturică pe care oricare o puteți realiza, cu minime necesare ustensile și cu la fel cunoștințe minime, împreună cu mine, în tutorialele pe care le fac eu, sau dacă vreți să mă urmăriți în fiecare duminică, obișnuiesc să fac o picturică live, o picturică destul de simplă pentru începători, pe care cei care doresc să picteze cu mine mi se pot alătura pe durata live-ului, în care eu oricum o să explic ce fac și puteți picta cu mine. Acum cu o pensulă pătrată am umezit-o un pic și iau din culorile care sunt acolo la baza copăceilor și printr-o mișcare doar în jos trag de culoare și creez reflexia. Este foarte ușor de creat. Trebuie doar să dăm în jos, doar să nu greșim mișcarea, să nu dăm de la stânga la dreapta și să încercăm să fie cât mai drepte urmele de pensulație pe care le obținem. Aici dăm voie un pic să amestece verdele cu albastru, spălăm pensula repede, după aia urmăm cu verde și o să imităm culorile de jos, fix care sunt aproape de ele, și apoi o să mai venim o dată să mai adăugăm și culorile de sus. Să adăugăm și galben în partea stângă și un blom mai deschis în partea dreaptă, unde e albastru acolo. Pentru că vedeți că în partea de sus copacii sunt galbeni, respectiv bleu, și automat că și în reflexie vor fi oarecum la fel. Se va vedea acea parte. La fel procedăm și cu roșu, la fel și cu zona aceea de trecere. Încă o dată vă repet, foarte important să spălăm și să clătim foarte bine pensula. Și pur și simplu mai luăm niște culoare ca să putem să punem reflexia care nu putem să o luăm de sus și să o tragem până jos. Luăm niște culoare respectivă care am folosit-o la zona de sus și facem cu ea reflexie jos. Adică niște galben în cazul acesta. Și pur și simplu venim și facem mișcări de sus în jos și de jos în sus și încercăm să pierdem acel galben. Vedeți, foarte ușor și foarte frumos. Încercăm să oglindim cumva ce se întâmplă în partea de sus și la fel și la albastru adăugăm niște bleu, niște mov inițial, că e și mov acolo la jumătate, și niște bleu și la fel facem reflexia. Este un mod foarte simplu de a face reflexie în apă, este un mod foarte de efect și doar trebuie să cunoașteți niște mici chestii cum ar fi mișcarea și ce și cum folosim culorile ca să fie realistic. Și puteți să faceți o picturică foarte simplă, într-o durată foarte scurtă de timp. Mie mi-a luat undeva la, cred că 25 de minute să fac toată picturica aceasta. N-ar trebui nici vouă să vă ia mai mult. Și o picturică cu care, după ce o veți fi terminat, o puteți expune la voi în casă oriunde, în orice cameră, ori în orice parte. Și ar trebui să vă aducă bucurie și mândrie mereu când treceți pe lângă ea. O să mai fac un maron închis pe care îl amestec cu diferite culori care le-am pe aici pe paletă, niște trunchiuri, să zic așa, de copăcei, nu ceva foarte elaborat, ceva destul de subțirel, cu o pensulă liner cu vârf ascuțit, cu foarte puține ramificații, unele mai grosuțe, unele mai subțirele și, foarte important, le facem și lor la fel în apă, reflexia. Totdeauna să încercăm să imităm ce facem pe malul apei cu ce se întâmplă în apă. Și la fel, dacă un copac deasupra, bine, asta poate o chestie de bază și care se înțelege. Dar eu spun oricum ca să fie spusă. Dacă un copac, de exemplu, are o crenguță care o ia într-o parte, în apă, la reflexie, la fel, trebuie să iată în partea aia. Nu putem să facem alți copaci în reflexie, care să nu semene cu cei de sus, pentru că nu are logică. Ideea este să facem totul să fie în oglindă. Așa.
Aici am încercat să pun cu cusul de pictură, dar pentru că a făcut o picturica e mică, pe o punză mică, mi-a ieșit un copățel foarte gros pe care a trebuit să-l revin, să-l refac cu, și să-l corectez practic cu pensula și am continuat apoi tot cu pensula. Întotdeauna experimentăm, întotdeauna încercăm chestii, nu întotdeauna ne reușesc, dar nu contează, de fiecare experiență, din fiecare încercare, învățăm ceva și practic suntem mai buni data viitoare când facem acel lucru. E foarte important să fim relaxați când pictăm, e foarte important să nu ne focalizăm pe final, să nu ne focalizăm pe ce ne va ieși, pentru că ce ne va ieși nu are atât de mare importanță. Are legătură cu nivelul la care suntem noi, cu nivelul nostru de experiență, cu nivelul nostru de răbdare, chestii de genul ăsta. Dacă sunt începători, e posibil să nu iasă cea mai mare capodoperă și nu are treabă că nu aveți talent sau așa eu ce, nu, nu are nicio treabă, e pur și simplu lipsa de abilitate, nu pictatul, este o abilitate, ca și desenatul, o abilitate care se învață. Dacă sunt începători, nu puteți aveți, exact cum ați fi în clasa 1 la școală și ați avea impresia și așteptarea de la voi ca să știți să rezolvați toate chestiile clasa 12. Nu merge așa. La fel și la pictură, trebuie să luăm fiecare clasă, fiecare an pe rând, să învățăm, să progresăm și putem ajunge și să pictăm foarte bine și să pictăm ca și pictori adevărați. Dar prin experiență și prin răbdare, prin perseverență și prin muncă. Întotdeauna munca bate talentul, întotdeauna. Așa, am uitat să mai spun aici ce am făcut. Am făcut cu alb o mică reflexie. O mică zonă de lumină pe copacei, ca să-i scot un pic mai mult în evidență. Apoi cu un pic de galben vin la baza copaceilor și delimitez cumva apa de sol, ca și cum ar fi acolo un fel de vegetație, ceva de genul ăsta. Niște tufănele la între apă și sol. Practic această culoare care o dau eu reprezintă jumătate e deasupra apei și jumătate se reflectă în apă. E fix granița și în același timp e și reflexie. E și vegetație și reflexie. Încercați să faceți drept această vegetație pentru că altfel ar arăta ciudat dacă vi s-ar duce înspre apă sau nu știu cum. Și apoi cu alb, tot la fel folosind același cuțit de pictură, tot la fel folosind lungimea lui și cu grijă să nu le facem la fel strâmbe, vom face niște valuri, niște unde pe suprafața apei noastre care vor da un plus de realism și un plus de așa de sinergie compoziției cu totul. Și cam așa va arăta și cam așa este picturica de astăzi. Eu sper că v-a plăcut, vă aștept pe Facebook să-mi trimiteți poze cu ea, să-mi spuneți cum v-a ieșit, cum vi s-a părut, cum v-a fost când ați pictat-o. Dacă aveți întrebări, păreri, sugestii, la fel, în comentarii mai jos sau pe Facebook, aveți linkul în descriere. În caz de n-ați făcut-o, nu uitați să vă abonați, nu uitați să apăsați acoperul de notificări, să apăsați butonul de like și să distribuiți. Să aveți o săptămână minunată, un 8 martie minunat. Pentru toate femeile care urmăresc acest videoclip și toate femeile și mamele din lume, vă urez la mulți ani, cu ocazia la 8 martie care vine. Și o să ne reauzim data viitoare, cel mai probabil vineri, cu un nou tutorial, sâmbătă cu un nou tutorial și duminică, pentru cei care vor să mă prindă live, vom intra live. Să aveți o săptămână minunată, rămâneți pozitivi, spor la treabă, să aveți un început de primăvară minunat și să ne reauzim cu bine. Pa, pa!